Salut! Cel mai adesea, atunci când se ridică diversele probleme existente în lumea cripto, răspunsul unanim al cripto-credincioșilor e: fă-ți research-ul, bro, dacă ceva pare foarte dubios sau dacă ți-ai pierdut toți banii, e pentru că nu ți-ai făcut research-ul, bro. Ok, haideți să ne facem research-ul. Fenomenul cripto e foarte recent, așa că e relativ ușor să trasăm istoria lui. Povestea începe de la criza economică din 2008, în care băncile au folosit algoritmi automați ca să inventeze produse financiare complexe pe care nu le înțelegea nimeni și apoi au început să parieze pe ele. Puțini oameni care au înțeles ce sunt aceste produse financiare inventate au pariat că ele o să ducă la un colaps economic și prin acest pariu s-au îmbogățit dramatic. În ruinele acestei lăcomii, răsare, la începutul lui 2009, drept soluție, Bitcoin. Bitcoin era menit să fie răspunsul la puterea centralizată a băncilor și a guvernelor, o alternativă la comportamentele lor irresponsabile și imprevizibile. De ce să depindă banii noștri de aceste entități care în mod evident fac numai tâmpenii cu ei? Haideți să avem propria noastră monedă, proprii noștri bani, separați de sistemele clasice, bani pe care să nu poată să-i devalorizeze structurile de putere imbecile ale lumii, care acționează cu rea credință. În mod evident, aceste structuri de putere sunt eficiente doar atunci când funcționează din niște clădiri pe care scrie bancă sau guvern. Dacă reușești să eviți aceste clădiri, atunci le-ai păcălit pe structuri și ești liber. Așa că revoluția este aici și acum și prin Bitcoin puterea este redată oamenilor, averile sunt democratizate și împreună putem să punem sfârșit băncilor și monedelor centralizate și într-un viitor foarte apropiat o să poți să mergi la piață să-ți cumperi roșii cu Bitcoin. În loc să stai să ceri voie de la o bancă ca să-ți folosești proprii bani, în loc să te trezești că inflația ți-a micșorat economiile cu 10%, iată acest sistem nou în care scoatem intermediarii din ecuație. Tu garantezi pentru grup și grupul garantează pentru tine. Asta era și este promisiunea de la baza criptomonedelor. Doar că e o promisiune de teleshopping. Diferența dintre ce promite produsul și ce poate să facă de fapt e cât se poate de dramatică. Cumpără banda asta imbecilă care să te electrocuteze în timp ce stai pe spate și te uiți la seriale și chiar și tu poți să dobândești un six-pack. Pătrățele pentru toată lumea. Dacă nu ți-ai făcut cripto pătrățelele în urma folosirii produsului, ai greșit tu cu ceva. Nu ți-ai pus dispozitivul cum trebuie. Nu ți-ai făcut research-ul, bro. Doar că dacă îți cumperi o bandă de electrocutat abdomen, șansele ca ea să-ți distrugă familia drept rezultat sunt relativ minore. Inovația reală în cripto e că e o schemă de teleshopping globală care poate să sugă cât mai mult din oamenii cei mai vulnerabili la promisiuni de îmbogățire rapidă. În loc să stai să vrăjești comunități mici de oameni cu resurse limitate, iată acum acest instrument fenomenal prin care poți să tapezi tot globul în același timp. Ca să înțelegem ce poate sau nu să facă cripto în societate, trebuie să trecem prin niște detalii tehnice. Tehnologia de la baza cripto se numește blockchain. Să-i spui tehnologie sună cam grandios, dar toți termenii din jurul acestui fenomen dau pe afară de fior revoluționar și autoimportanță, astfel încât să-ți bătătorească în cap senzația că cripto e viitorul. Să zici tehnologia blockchain e un pic ca și cum ai zice tehnologia Microsoft Excel. Blockchain e un soft, un cod după care se organizează o bază de date. E o inovație în modul în care poți să stochezi o bază de date, dar cam atât. Ce poate să facă blockchain-ul e ce poate să facă o bază de date, doar că o face un pic altfel. Ce nu poate să facă blockchain-ul e să-ți gătească cina, nu poate să facă mașinile să zboare, nu poate nici măcar să salveze lumea, pentru că, din nou, e doar o bază de date. Aveam din astea și înainte. Optimismul extrem vis-a-vis de această nouă tehnologie e bazat pe ideea că modul prin care rezolvi marile probleme ale lumii e printr-o schimbare de soft. Asta e noțiunea pompată de entitățile care încearcă să vândă lucruri pe bază de blockchain. Optimismul ăsta e și el un produs de marketing în sine. Ideile pentru funcționarea blockchain-ului existau încă de la începutul anilor 90, doar că nu i s-a găsit vreun scop foarte util. Aceste idei au fost preluate și adaptate de Satoshi Nakamoto în 2008 pentru funcționalitatea Bitcoin-ului. Nu se știe cine sau ce e Satoshi Nakamoto. Numele e un pseudonim care poate să țină locul unei persoane sau unui grup de persoane. În orice caz, entitatea Satoshi Nakamoto vine și creează un sistem de gestiune al unei baze de date format pe principii venite din criptografie. Scopul acestei baze de date e să țină evidența a cine are câți bitcoin. A se nota că toate aceste lucruri nu au nicio legătură cu banii sau valori din lumea reală,
Eu pot azi să creez un blockchain al cărui scop e să distribuie cătălini și să țină evidența a cine câți cătălini are. Motiv și pentru care au răsărit atâtea criptomonede peste noapte, că ele, în esență, nu înseamnă nimic, sunt doar o bază de date. Ca să-ți generezi proprii cătălini, trebuie să-i minezi, trebuie să devii un miner de cătălini. Cum funcționează asta? Specific la blockchain e că e o bază de date la care se pot adăuga date noi doar la sfârșit. Nu ai cum să modifici datele deja existente, ele sunt bătute în cuie. Tot ce e nou se adaugă, în ordinea sosirii, la sfârșitul listei. Mai mult, fiecare bloc nou de informație adăugată e numit în funcție de blocul precedent. Numele acestor blocuri se numesc hash-uri și sunt criptoul din criptomonede. Aceste nume sunt coduri generate de un algoritm în baza informațiilor din interiorul blocului, motiv pentru care lumea cripto arată așa. Dar contează mai puțin asta. Ideea e că blocul 5 își ia numele în funcție de blocul 4, care a fost numit în funcție de blocul 3 și așa mai departe. Așa că blocul 3500 va fi întotdeauna direct legat de blocul 3 și orice modificare ai aduce la blocul 3 ar trebui să schimbe întreg lanțul. Asta înseamnă blockchain, blocuri de informație înlănțuite prin această dependență a fiecărui bloc de precedentul. El, teoretic, garantează tehnologic imposibilitatea ca cineva să spargă baza de date și să schimbe acolo numărul tău de cătălini, să pună că ai 15 când tu de fapt aveai 23. Practic, nu e imposibil să faci asta, dar necesită suficient de mult efort încât să fie improbabil într-un blockchain suficient de mare. Asta este marea inovație, marea promisiune de securitate a sistemului, că nu poate modifica nimeni datele deja existente. Deci poți să stai liniștit că dacă scrii acolo într-un text că tu ai 23 cătălini, ei bine, pentru numele lui Dumnezeu, chiar așa este. În același timp, asta înseamnă că odată ce o tranzacție e validată de lanț și devine bloc, nu o mai poate schimba nimeni. Dacă cineva reușește să-ți fure criptomonedele, nu există nicio șansă ca tu să le recuperezi. Sistemul garantează asta prin natura lui. Nu poți modifica date deja introduse. Dar cele mai comune fraude și furturi online nu se întâmplă ca în filme cu un hacker care stă într-un beci și, sub multă sudoare, reușește să spargă spectaculos serverul băncii și să-ți pună acolo zero la cont. Și ele se întâmplă sub forma unui prinț nigerian care îți scrie că are nevoie un pic de parola ta ca să verifice ceva. Fraudele cele mai comune sunt comise de oameni care au deja acces la sistemul în care operează. Cu alte cuvinte, nu trebuie să spargi serverele băncii, ci doar să obții contul și parola unui om și să capeți acces legitim la sistem. Există multe moduri de a obține informațiile astea. Poți să convingi pe cineva să ți le dea, pur și simplu, poți să-i convingi să dea click pe un link dubios, sau poți să-i convingi să instaleze o aplicație aparent amuzantă, sau poți să le infectezi direct calculatorul cu un virus. Tocmai pentru că ăsta e de departe cel mai comun tip de fraudă, orice platformă cu pretenții de seriozitate are azi two-factor authentication, în care pe lângă parolă trebuie să-ți mai confirmi identitatea cu ceva, de obicei telefonul mobil. Lumea cripto se bate puternic în piept pe tema securității, dar de fapt nu face absolut nimic în a preveni acest cel mai comun tip de fraudă. În mod absolut rizibil, platformele de portofele digitale în care îți ții criptobanii nu au two-factor authentication și se laudă cu asta ca și cum ar fi un lucru bun. Așa că promisiunea de securitate a criptomonedelor e doar un vâl de marketing care protejează împotriva 1% din cazurile de fraudă și nu face absolut nimic împotriva restul 99%, ci dimpotrivă le favorizează intens. Ce securizează acest sistem de fapt e finalitatea furtului. Odată ce ești furat, nu ai absolut nicio cale de apel pentru a-ți recupera banii. Lumea cripto operează de asemenea în baza unui grad ridicat de anonimitate. Nu există nume asociate acestor portofele online. Tu poți să vezi unde ți s-au dus banii, pentru că toate tranzacțiile sunt publice, poți să vezi adresa criptată a portofelului hoț, dar informația asta ți-e utilă doar cât să o printezi, să ți-o pui pe pernă și să plângi pe ea lacrimi de sărăcie. Ce promite produsul de teleshopping e un tip de securitate pus în termeni foarte pompoși pe care nu-i înțelegi, dar a căror menire e să-ți dea senzația că e atât de complicat încât sună destul de sigur. Ce face, în schimb, în realitate, e să creeze un mediu în care cel mai comun tip de fraudă se beneficieze acum de garanția anonimatului și a irreversibilității. Cum sistemul e descentralizat și nu există nicio autoritate finală, nici nu ai cui să te plângi și nici nu are cine să te ajute. E ca și cum o bucată de cod de pe internet ți-a furat banii. Tare! Există totuși excepții amuzante în care dacă ești suficient de bogat, poți să determini bifurcarea blockchain-ului și astfel să-ți recuperezi banii.
E prea amețitor de intrat în detalii acum, dar căutați The DAO pentru amuzament. Mergem mai departe. Blockchain-ul are două componente, această bază de date și mecanismul prin care se validează adăugarea de informații noi în ea. În cazul Bitcoin, baza de date e practic un registru de tranzacții, un carnețel digital în care se notează ce așa numite monede s-au trimis unde. Pentru că e un sistem descentralizat, orice participant la mecanismul de validare trebuie să aibă întreaga bază de date în posesie. Într-un sistem centralizat, informațiile stau undeva pe un server principal. Într-unul descentralizat, informațiile sunt copiate și împărțite la toți participanții, deci, cum ar veni, pe un număr mult mai mare de servere. Aceasta fiind situația, trebuie să vezi cum coordonezi toate aceste baze de date răsfirate peste tot prin lume, astfel încât să spună același lucru, să nu scrie într-una că ai un Bitcoin și în alta că ai zero. Aici intervine minatul de criptomonede. Ce înseamnă acest minat e că tu îți folosești puterea de procesare a calculatorului ca să validezi tranzacțiile din rețea, să confirmi că ele s-au întâmplat corect. Cum se determină ce e corect sau nu, e dincolo de scopurile noastre acum, dar dacă vă interesează măruntaiele programatoristice, las link. Procesul se numește Proof of Work. Există și alte tipuri de validare și ajungem la ele mai târziu, dar Proof of Work e cel mai comun. Fiecare bloc nou de informație, fiecare tranzacție, creează o problemă matematică care trebuie rezolvată. Așa că minerii intră într-o competiție de cine poate să rezolve problema asta primul. Dacă tu ești fericitul în cauză, cel care a reușit să rezolve problema și să valideze noul bloc din lanț, atunci primești drept recompensă o bucată de criptomonedă. Minatul înseamnă deci, de fapt, să faci treaba de procesare a sistemului și să validezi ce informații noi se adaugă în baza de date, să verifici că sunt corecte. Când faci asta, drept recompensă, sistemul generează un bacșiș pentru tine și treaba pe care ai făcut-o. Pe măsură ce trece timpul, trebuie să depui un efort din ce în ce mai mare pentru o recompensă din ce în ce mai mică. Asta înseamnă că trebuie să ai o putere de procesare din ce în ce mai mare ca să minezi din ce în ce mai puțin Bitcoin, ce în engleză se numește diminishing returns. Astăzi, dacă vrei să te apuci să minezi de unul singur, cu o aparatură disponibilă omului de rând, ți-ar lua undeva la aproape 4 ani de procesare continuă, 24 de ore din 24, ca să obții un Bitcoin, care habar n-ai dacă până-l obții tu, o să acopere măcar cele 32.544 de ore de curent electric folosit. Dacă poți, în schimb, să investești vreo 2 milioane de dolari în aparatură, teoretic poți să minezi cam un Bitcoin pe zi. Ha! E ca și cum, în mod ciudat, entitățile pline de capital pot să-și folosească capitalul ca să producă și mai mult capital. Așa revoluție? Mai zic și eu, revoluțiile mele preferate sunt alea care nu schimbă nimic. Pardon, sunt alea care înrăutățesc sever condițiile deja existente. Problema matematică pe care trebuie să o rezolve minatul se rezumă de fapt la ghicitul unui număr. Singurul mod de a ghici acest număr este să încerci toate variantele, una după alta. Puterea de procesare înseamnă doar capacitatea aparaturii tale de a încerca cât mai multe variante pe secundă până ajunge la răspunsul considerat de sistem drept corect. Am menționat întreagăt mai devreme o informație care e esențială. Toți minerii sunt în competiție pentru cine găsește răspunsul corect primul, adică doar un miner din sutele de mii primește recompensa, restul mai încearcă și la alte uși. Ca să-și crească șansele, minerii mai mici s-au organizat în cooperative de minat în care își unesc puterile de procesare și apoi împart recompensa în funcție de cine cât a contribuit la efort. Ăsta e, de fapt, singurul mod în care poți să participi la minat cu aparatura ta modestă de casă. Cel mai mare grup de minat azi însumează în jur de 15% din puterea de procesare a rețelei. Asta înseamnă că 15% din bitcoinii noi sunt minați de ei, ceea ce înseamnă că în cazul în care ei validează noul bloc de informații primii, 85% din puterea de procesare a rețelei a rulat degeaba, în gol, nu primește nimic. Această putere de procesare nu e alimentată de sucul visurilor revoluționare, e alimentată de curent electric. Toată această situație cu cripto nu mai e doar o glumă de pe internet în care niște băieți s-au înțeles să zică că niște numere dintr-o bază de date la întâmplare înseamnă bani adevărați. Vă mai amintiți cum la începutul acestui an super distractiv au existat niște proteste în Kazakhstan și Putin a trimis soldați ruși să ajute la împușcarea lor? 227 de oameni au fost omorâți și 10.000 arestați. În septembrie 2021, China a interzis complet orice activitate legată de cripto. Până atunci, China ocupa locul întâi în lume la minat criptomonede. Interziși, minerii refugiați au încercat să-și găsească alte țări cu electricitate ieftină pe care să o mulgă în scopul de a rezolva probleme matematice redundante care să adauge numere într-o bază de date inventată din neant,
Acești mineri, la această scară, nu sunt indivizi care fug dintr-o țară în alta cu 5 plăci video la sub braț, ci firme mici, medii și mari care investesc capital în aparatură de minat pe care o pun în hale. După ce au fost date afară din China, aceste firme și-au găsit un nou cămin în Kazahstan. Așa că în doar câteva luni, consumul de electricitate al țării a crescut cu 7% într-o rețea veche de 10 de ani construită pe vremea URSS-ului. Efectul supra-solicitării rețelei a fost că oamenilor din Kazahstan a început să le cadă într-una curentul, ceea ce a adăugat tensiuni într-o societate deja extrem de tensionată din pricina corupției absurde în care trăiesc acești oameni. Protestele au început într-un oraș mic pe 2 ianuarie pentru că crescuse prețul GPL-ului și ele s-au extins apoi rapid în mai multe orașe, adoptând tema principală de trăim foarte prost în această țară. În acest moment, undeva între 14 și 18% din puterea de procesare din spatele Bitcoin venea din Kazahstan. Când protestele au explodat, guvernul a închis internetul. Fără internet, nu se poate mina. Așa că, cel mai probabil din pricina volatilității situației, pe parcursul a 10 zile, Bitcoinul a scăzut de la $44.000 la $35.000. Cum scandalul în jur devenise prea scandalos, entitățile minere și-au împachetat catrafusele sau le-au abandonat pur și simplu dacă aveau buzunarul gros și au început să caute alte țări din care să sugă electricitate ieftină. Impactul acestei criptodemențe asupra lumii reale nu e deloc trivial. Astăzi, minatul de Bitcoin și de Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă, consumă aproape la fel de multă energie electrică ca țara Italia, un pic mai puțin decât țara Marea Britanie. Repet acum că majoritatea acestui consum e complet redundant, nu face nimic, e aruncat la gunoi în procesul de validare al sistemului. Dacă cooperativa cu 15% validează noul bloc, atunci 85% din energia electrică folosită a fost pentru nimic. Dacă cineva cu 1% câștigă loteria, atunci 99% din energie a fost pentru nimic. Așa funcționează cea mai comună variantă a blockchain-ului, pentru că toți minerii sunt în competiție pentru a valida fiecare bloc și doar unul câștigă, de fiecare dată majoritatea puterii de procesare depusă în acest scop va fi redundantă, va fi degeaba. În condițiile civilizaționale în care existăm, cu toate problemele încălzirii globale și ale energiei în general, greu de imaginat ceva mai dement decât să arunci direct la gunoi asemenea cantități de curent electric. Se estimează că sistemul global financiar, cu toate bancomatele lui, consumă cam cât minatul de Bitcoin și Ethereum. Dar acest sistem e utilizat cu succes de miliarde de oameni din toată lumea pentru facilitarea transferurilor de bani și, în mod cert, nu e complet degeaba 99% din acest consum. Criptorevoluția și-a pus pe steag de la început promisiunea de a oferi noi monede de schimb, descentralizate, independente, minunate, care o să democratizeze averile, deși e neclar cum. La un moment dat, steagul ăsta a început să-și mai schimbe din culoare. Cripto e de fapt un minunat loc de a-ți investi economiile, că le ții departe de ghearele diabolice ale băncilor. Care dintre astea două e? Că Bitcoin nu poate fi în același timp și moneda cu care cumperi roșii și fondul tău de investiții pentru pensionare. Dacă e fond bun de investiții, înseamnă că n-ar trebui să-l cheltui, ar trebui să-l păstrezi. Întrebarea asta e o glumă oricum, pentru că nu e niciuna dintre cele două. Ethereum a apărut în 2015 pentru că Bitcoin nu făcea ce promisese că poate să facă. Nici n-avea cum. Blockchain-ul e lent și ineficient intenționat, prin concepție. Faptul că majoritatea puterii de procesare a sistemului e aruncată mereu la gunoi înseamnă că ea nu e folosită în serviciul tranzacțiilor. Asta este consecința descentralizării. Există alte mecanisme de validare în blockchain care se laudă că sunt mai rapide și promit multe. Dar astea sunt promisiuni din tărâmul promisiunilor. Niciun alt mecanism în afară de proof of work, cel pe care funcționează Bitcoin și Ethereum, nu a dovedit că poate să facă față la o scară largă. Niciun sistem blockchain nu a dovedit că poate să fie și rapid, și sigur, și mare în același timp. Așa că până la materializarea promisiunilor vaporoase fondate pe optimism, e corect să spunem azi că blockchain-ul e lent și ineficient. În timp ce Bitcoin e capabil să facă în medie 4,6 tranzacții pe secundă, Visa poate 1736, pe minut Bitcoin 276, Visa 104.000. În termen de consum electric, Bitcoin necesită 6 ore de consum susținut al rețelei ca să valideze 100.000 de tranzacții, ceva ce sistemului Visa îi ia 57 de secunde. Și asta e doar Visa, doar una dintre companii. Această lentoare a transferurilor, cuplată cu volatilitatea monedei, creează un adevărat coșmar tranzacțional. Plătești ceva în Bitcoin și până ajunge să fie procesată tranzacția, Bitcoinul își schimbă dramatic valoarea și tu acum plătești o cu totul altă sumă. Ceva ilar.
În plus, tranzacțiile în blockchain conțin un comision inerent, în funcție de cât trafic există în rețea. Acest comision poate să varieze spontan între $2 și $70, așa că nu e tocmai fezabil să-ți cumperi o cafea cu Bitcoin. Aceasta fiind situația, în primii ani, Bitcoinul era folosit în principal pentru a cumpăra droguri și alte ilegalități de pe dark web. Neajunsurile sistemului erau compensate de faptul că primeai LSD prin poștă. După ce Amazonul ilegal al dark web-ului a fost închis de FBI în 2013, nici măcar LSD prin poștă nu mai puteai să cumperi, în ciuda eforturilor constante de marketing din partea evangheliștilor, care mergeau și lipeau stickere cu acceptăm Bitcoin pe magazine, deși nimeni nu folosea Bitcoin să plătească pentru nimic, din motivele mai devreme menționate. Percepția de monedă de schimb era și este mult mai importantă decât abilitatea ei de a funcționa ca una. E, de fapt, singurul lucru important, pentru că dacă dai jos acest văl și criptomonedele nu sunt monede, atunci apar niște întrebări dificil de împăcat. Dacă le zici acțiuni fundamentate pe nimic într-o bursă complet nereglementată, parcă sună mai puțin sexy decât criptomonede. Ethereum apare așadar în 2015, făcut de un tehno-revoluționar numit Vitalik Buterin. El se lăuda cu viteze mai mari de tranzacție, comisioane mai mici și abilități noi, spre deosebire de blockchain-ul Bitcoin, care poate să gestioneze strict tranzacțiile de Bitcoin, blockchain-ul Ethereum poate să conțină mai multe tipuri de date. Această versatilitate introduce disponibilitatea unor instrumente financiare clasice în universul cripto, cum ar fi diverse tipuri de împrumuturi, tipuri de organizări și apoi lucruri mirobolante ca NFT-urile. Atâta vreme cât sunt compatibile cu structura rețelei, datele din blockchain-ul Ethereum pot fi teoretic orice, inclusiv mini-aplicații sau mini-softuri care rulează în baza puterii de procesare a sistemului. Visul lui Vitalik Buterin era, așadar, de a crea un calculator global infinit, imun la intervenții exterioare din partea structurilor tradiționale ale societății, un sistem în care codul e lege și toți ne supunem lui, pentru că ce lipsea la viața asta a noastră e că nu trăim suficient de mult după dictatura unui soft. În visele eteriștilor, cu ajutorul acestui calculator infinit, fiecare om poate să fie propriul banchier, propriul broker, propriul agent în lumea asta nebună. În sfârșit, cei mai săraci oameni din lume capătă și ei acces la instrumentele financiare ale marilor investitori de pe Wall Street și pot astfel, în sfârșit, chiar și ei, în sărăcia lor, să participe la capitalismul global. Dar nu ăla vechi și corupt, nu ăla care-i câh, unul nou, mai bun. Vom revizita intens acest punct, întâi să terminăm cu partea tehnică. Ethereum e de vreo 3 ori mai rapid decât Bitcoin, adică poate vreo 15 tranzacții pe secundă, dar comisionul de transfer variază și mai dramatic, în funcție de traficul din rețea. Acum vreo 2 luni, pe 1 mai, compania din spatele NFT-urilor Bored Apes a deschis vânzările pentru bucăți virtuale de pământ într-un joc care încă nu există. Pentru că exista atât de mult entuziasm pentru a cumpăra bucăți virtuale de pământ într-un joc care încă nu există și e neclar când și cum și dacă va exista, comisionul tranzacțiilor în blockchain-ul Ethereum a crescut la $3,300, din pricina aglomerării. Merită repetat că nu e vorba despre comisionul pe cumpărat pământ inventat, e vorba de comisionul din întreaga rețea, pe orice tranzacție. Astfel încât, dacă nu erai atent la ce se întâmpla, puteai să autorizezi o tranzacție la care să te trezești spontan că ai plătit comision $1,000. Așa cum s-a întâmplat cu un individ care pe 1 mai a cumpărat un NFT de $25 și a plătit comision pe tranzacție $3,300. Important e, oricum, că am scăpat de comisioanele alea enervante și centralizate de la bănci. Ethereum se laudă într-una de câțiva ani încoace că o să-și schimbe modul de procesare al tranzacțiilor, că sistemul se va muta de pe Proof of Work, modelul Bitcoin despre care am discutat mai devreme, la Proof of Stake. În modelul Proof of Stake al blockchain-ului, al doilea cel mai popular model, în loc să trebuiască să concureze toți minerii din rețea ca să valideze tranzacțiile, există un număr limitat de noduri care își pun la bătaie propriile criptomonede drept garanție pentru validarea corectă a tranzacțiilor. Eteriștii, respectiv oamenii ăștia care vând Ether, respectiv văzduh, zic că noul Ethereum 2.0 va fi capabil de 100.000 de tranzacții pe secundă cu un consum electric cu 99,95% mai mic. De ce nu 3 milioane de tranzacții pe secundă cu un consum cu 130% mai mic? Cum nu a existat până acum niciun sistem funcțional la o asemenea scară pe bază de Proof of Stake, aceste promisiuni se bazează strict pe cuvântul creatorilor. Se jură că așa o să fie și nu altfel. Ca să fii un nod de validare în modelul Proof of Stake, trebuie să pui la bătaie minim 32 de Ethereum, ceea ce în acest moment înseamnă vreo $60.000.
A, scuze, nu, asta era ieri. Acum înseamnă doar vreo 36.000. Greșeala mea. În proof of stake, cu cât pui la bătaie mai mulți bani, cu atât îți cresc șansele să fii tu nodul care validează noul bloc și primește recompensa aferentă. E o loterie în care dimensiunea investiției determină dimensiunea biletului tău de loterie. Cu cât e mai mare, cu atât are șanse mai mari să fie ales. Proof of stake înseamnă la propriu dovada mizei, să dovedești că ai o miză cât mai mare în joc, că ești de încredere, că ești de-al nostru. În alte cuvinte, ce se schimbă e că în loc să trebuiască să ai ferme de aparatură, poți să bagi banii aia direct în Ethereum și ei sunt acum ferma ta. Proof of stake e deci și mai explicit centralizat și mai explicit exclusivist. Cine pune cei mai mulți bani la bătaie o să primească cei mai mulți bani înapoi drept recompensă. Revoluție la toate colțurile. În scopul de a compensa pentru lentoarea tranzacțiilor din blockchain, la un moment dat, în ecosistem apar așa numitele stablecoins. Ele nu sunt structural foarte diferite de celelalte criptomonede, doar că sunt stabile, pentru că e acolo, în nume, stablecoins, deci nu sunt vulnerabile sau volatile ca celelalte. Poți să stai liniștit. În loc să le varieze prețul, scopul acestor stablecoins e să stea mereu la valoarea de 1 dolar. Acești stâlpi de stabilitate creează iluzia că banii tăi nu sunt chiar în ruleta cripto, ci undeva lângă, aproape bani adevărați în buzunar, dar nu chiar. Stablecoin-urile au trei mari motive pentru a exista. Primul e să rezolve problema cu lentoarea tranzacțiilor din blockchain, ca să nu ai surprize că valoarea Bitcoin s-a schimbat dramatic între momentul în care ai cerut tranzacția și momentul în care ea s-a efectuat. Convertirea în stablecoins se face rapid în baza unor valori bătute în cuie. Al doilea motiv pentru existența lor e că dacă vrei să scoți mulți bani din sistem și să-i convertești în bancnote pe care să poți să le pipăi, de obicei intri sub incidența organelor financiare care încep să pună întrebări care conțin cuvântul taxe. Al treilea motiv e că pur și simplu nu există suficient de mulți bani adevărați, lichizi, în sistem, încât să poată să-și scoată toată lumea. Cea mai mare dintre aceste așa numite criptomonede stabile se numește Tether și la început ea se lăuda că există câte un dolar fizic pentru fiecare un Tether. Pe măsură ce a devenit evident că nu e așa, limbajul care descria situația a devenit ceva mai vaporos. La un moment dat s-a descoperit, grație Panama Papers, că Tether e condus de aceiași oameni care dețin Bitfinex, o platformă mare de criptoschimb, așa că banii care teoretic garantau Tether-ul erau în același timp fondul de rulment al platformei de schimb. Același dolar, în măsura în care exista, juca rolul a 2 dolari. Slavă Domnului, pentru că nimeni nu înțelege ce înseamnă lucrurile astea complicate, nimănui nu i-a păsat și Tether există bine mersi în continuare sub titulatura de stablecoin. Să mă iertați, dar ne complicăm două minute. În mai anul acesta, una dintre cele mai în vogă criptomonede, numită Luna, a scăzut în câteva zile de la 82 de dolari la 0 și în procesul ăsta au dispărut peste 40 de miliarde teoretice de dolari. Luna ajunsese sus în clasament pentru că era legată de un stablecoin numit TerraUSD. Ambele monede erau făcute de aceeași companie. TerraUSD avea în spate o super inovație tehnologică pentru stabilitatea ei, pe care dacă nu o înțelegi, nu ești în pas cu timpurile. Deci fiți atenți, în loc să garantezi valoarea de 1 dolar a stablecoinului prin a avea 1 dolar fizic, real, undeva, așa cum se chinuiau cei de la Tether să convingă lumea, ceea ce e plictisitor, clasic, de domeniul trecutului, mult mai bine, sunteți pregătiți, garantezi valoarea de 1 dolar printr-o altă criptomonedă. Boom! Marea inovație tehnologică era că ce garanta stabilitatea acestui stablecoin era o altă criptomonedă inventată. Sună halucinant? Pentru că este. Terra era legat algoritmic de Luna. Dacă valoarea Terra scădea sub 1 dolar, atunci sistemul genera automat mai mult Luna. Dacă creștea peste 1 dolar, atunci erau arse monede Luna și transformate în Terra. Echilibristica asta se întâmpla automat în baza unui soft. În noiembrie 2021, un analist financiar amator de pe Twitter teoretiza că dacă cineva are un miliard de dolari la dispoziție, ar putea să prăbușească Luna. Ceea ce s-a și întâmplat, 6 luni mai târziu. Cine și cum a făcut toate aceste manevre, e neclar. Unul dintre scopuri ar fi putut să fie destabilizarea Bitcoinului și făcut profit și de acolo. Pentru că Luna avea rezerve în Bitcoin și într-un efort disperat de stabilizare, a convertit 1,5 miliarde de dolari din Bitcoin în Luna, ceea ce a făcut Bitcoinul să scadă de la 39.000 de dolari la 26.000 de dolari în câteva zile. În ciuda acestui efort, Luna și Terra nu și-au revenit. Stablecoinul fusese destabilizat.
Manevrele astea și modurile lor de funcționare nu sunt absolut nimic nou. George Soros a devenit faimos în 1992 când a organizat un atac similar asupra lirei sterline, din care a făcut un profit de $1 miliard. El a speculat un moment foarte specific în care lira sterlină era în mod particular vulnerabilă, pentru că altminter nu e atât de ușor să te joci cu monedele unor țări, pentru că există anumite siguranțe și mecanisme de autoreglare. Dar, dacă există posibilitatea de a face asta cu moneda unei țări, atunci fiți cât se poate de sigur că e o joacă de copii să o faci cu o criptomonedă inventată pe internet care nu se bazează pe nimic. Din acest motiv, nu există absolut nicio criptomonedă care să nu fie infinit susceptibilă la un asemenea atac. Nu există niciun fel de stabilitate posibilă în tot acest ecosistem. Dacă se trezește într-o zi un miliardar morocănos și tușești în direcția unei criptomonede, că așa are el chef, pică. Dar riscul e mic pentru că miliardarii lumii sunt niște ființe responsabile care n-ar face așa ceva. Modul de funcționare al unui asemenea atac are legătură în linii mari cu destabilizarea ciclului de cerere și ofertă. Colapsul Luna a început când un individ misterios, un portofel, a vândut subit $285 de milioane în Terra. În procesul de a se reechilibra, Terra tot genera monede Luna automat până când a generat atât de multe încât nu au mai însemnat nimic. Hiperinflație instantă. Dacă tu ești cel care creează panica în piață și știi că o să vină, ești apoi perfect poziționat să faci diverse tranzacții în care să profiți din haosul pe care l-ai creat. În mod deloc suspicios, creatorul Terra și Luna, coreanul Do Kwon, a dizolvat compania din spatele lor cu 10 zile înainte să se întâmple acest colaps. Pentru că au dispărut 45 de miliarde teoretice de dolari de pe piață, el și-a cerut scuze și apoi a creat Terra 2.0, unde asigură pe toată lumea că de data asta o să fie mai bine. În lumea cripto, se tot râde de fraierii care și-au luat o țeapă de $2.4 miliarde de la BitConnect în 2018. BitConnect! Se râdea de ei că nu și-au făcut research-ul. Dar Luna a fost momentul BitConnect al lui 2022 și mai toți oamenii din cripto erau băgați în Luna, că era trendy. Greu cu research-ul ăsta. Ai fi zis că asemenea momente sunt propice pentru o solidarizare generală, dar cultul cripto e un bisturiu antisolidarizare. Dacă ți-ai tu țeapă, e doar pentru că ești tu prost și o mai fi și altul prost mai încolo, dar sunteți proști în moduri diferite și oricum e vina voastră. Sistemul e ok. Am tot zis milioane și miliarde teoretice de dolari. Pentru că banii ăștia, de fapt, nu există fizic nicăieri. Aceste sume sunt niște ficțiuni. Revenim la motivul numărul 3 de existență al stablecoin-urilor. Necesitatea de a compensa pentru lipsa fundamentală de bani reali, lichizi, din lumea cripto. Când cineva face o retragere din asta dramatică de sute de milioane de dolari, forțează criptomoneda să-și dea cărțile pe față. Dacă tu îmi zici mie că am $200 de milioane în moneda ta de schimb, dacă vreau să-i scot subit, ai de unde să-mi dai sau nu? Dacă nu, pe măsură ce sunt scoși bani din sistem, moneda se devalorizează până într-un punct în care să reflecte mai bine rezervele de care e acoperită. Dacă diferența dintre promisiune și realitate e suficient de mare, devalorizarea asta poate să ajungă în 2 timp și 3 mișcări, de la $82 la 0. Sau de la $20.000 la 0. E fix ca și cum sute de mii de oameni s-ar duce să-și scoată toți banii din bănci în același timp. Dacă banca avea banii acoperiți, avea rezerve reale, atunci supraviețuiește. Dacă nu, colapsează și banii tăi dispar. Dacă cineva ar încerca să scoată subit miliarde de dolari fizici din Bitcoin, același lucru s-ar întâmpla și cu Bitcoin. Așa că e în interesul criptobogaților să mulgă sistemul încet, suficient cât să poată să scoată profit constant, dar nu prea mult deodată, că asta ar prăbuși schema. Un studiu publicat în octombrie 2021, care a analizat 13 ani de tranzacții din blockchain-ul Bitcoin, a descoperit că 0,01% din investitori dețin 27% din volumul total de Bitcoin. Așa arată descentralizarea viitorului. Acești 0,01% dețin vreo 5 milioane de Bitcoin, adică vreo 100 de miliarde de dolari. Dar suma asta exorbitantă, ce înseamnă ea? Cum ne raportăm la ea? Există pentru fiecare criptomonedă ceva numit market cap. Market cap-ul Bitcoinului, în acest moment de exemplu, e de vreo $400 miliarde. Numărul ăsta nu înseamnă absolut nimic. Scopul lui e pur marketing, de aruncat în articole de presă și creat impresia că wow, câți bani există în lumea cripto. Cum e calculat el, e că iei numărul de Bitcoin existenți și îi înmulțești cu valoarea actuală a unui Bitcoin. Scopul numărului rezultat este exclusiv de a induce în eroare,
Pentru că, în mod evident, nu toți oamenii care au cumpărat Bitcoin l-au cumpărat la prețul de 20.000 de dolari bucata. Multe dintre milioanele de Bitcoin existente au fost cumpărate la prețuri de 10 de ori mai mici, așa că nu are absolut niciun sens să înmulțești prețul actual cu numărul de monede existente. Sensul e strict marketing, strict să facă să sune de parcă există pe undeva prin sistem această sumă de 400 de miliarde de dolari. Mai trebuie menționat că ce determină prețul unei criptomonede e strict media ultimelor tranzacții de pe platformele de schimb. Dacă ultimele 5.000 de tranzacții au schimbat un Bitcoin pentru 20.000 de dolari, atunci asta spunem că e valoarea Bitcoin, la fel de ficțională și aleatorie ca toate celelalte caracteristici ale acestui criptounivers. Bun. Să zicem acum că anul este 2015, valoarea Bitcoin e de 300 de dolari și eu am cumpărat 10.000 de bucăți pentru că sunt bogat. Asta înseamnă că în 2015 am introdus 3 milioane de dolari reali în sistem. Când zic sistem, mă refer la piața cripto în general, că eu nu introduc banii ăștia în niciun sistem anume. Eu îi introduc în conturile bancare ale oamenilor de la care am cumpărat cripto. Nu e de parcă îi depozitez într-o bancă unde se acumulează lichidități. E important de înțeles asta, pentru că din acest motiv există mereu un semn de întrebare uriaș vis-a-vis de ce lichidități reale există în spatele acestor criptomonede. În lumea asta revoluționară, e foarte greu de dat peste orice număr care să nu fie o umflătură a unei umflături. În orice caz, să revenim. Trec anii și, surpriză, cei 10.000 de Bitcoin ai mei cumpărați în 2015 valorează azi, conform pieței, 200 de milioane de dolari. Incredibil! Vreau să-i scot acum, normal, să-mi schimb iahtul. Întrebarea e, de unde vin alea 197 de milioane de dolari în plus? De unde apar ele? Cum se transformă 3 milioane de dolari în 200 doar pentru că stau 7 ani într-o bază de date de pe internet? Și răspunsul e simplu. Ca să pot să-mi scot eu profitul de 197 de milioane de dolari, alți oameni trebuie să cumpere Bitcoin mult mai scump decât mine. Alți oameni trebuie să introducă sume mari de bani lichizi în circuit pe care eu să le scot drept profit. Așa că scopul meu în viață acum e să conving cât mai mulți oameni să-și ia banii din mână și să-i transforme în numere fictive pe internet, astfel încât eu să pot să-mi scot acest profit. Pentru că dacă nu, el există doar teoretic, ca o ficțiune. Devine real doar dacă conving alți oameni că merită să-mi dea banii lor pentru că cripto e viitorul. Eu am cumpărat acest nimic cu 300 de dolari bucata, ei cumpără același nimic de la mine cu 20.000, în speranța că o să poată și ei să vândă același nimic mai departe cu 60.000 bucata. Ca eu să pot să scot vreodată vreun profit, cineva trebuie mereu să cumpere mai scump decât mine. Un sistem în care profitul investitorilor de la început e plătit exclusiv din banii investitorilor de mai târziu se numește schemă piramidală. Există o dezbatere lungă pe tema cum ar trebui să se numească mai exact schema cripto, dar e irelevant. Ea combină și optimizează o sumedenie de scheme, dar caracterul ei fundamental e că investitorii de la început își scot bani doar dacă vin oameni mai târziu și bagă bani. Criptomonedele sunt ca niște corporații care nu au niciun produs și nicio activitate. În lumea reală, dacă ai acțiuni Apple, ele pot să-ți producă bani pentru că Apple exploatează copii din Asia ca să producă un telefon ieftin pe care îl vând scump. În acest proces, generează profit și o parte din acel profit ajunge la tine prin acțiuni. Criptomonedele nu generează nimic. De fapt, nu numai că nu generează nimic, dar consumă curent electric. Așa că entitățile minere sunt foarte motivate să obțină un profit pe tot acel consum. Singurul profit posibil în lumea cripto apare dacă oameni alimentează voluntar sistemul cu bani lichizi. Singurul mod în care poți să scoți bani e dacă convingi pe altcineva să bage. Ăsta este scopul cultului cripto. Ăsta este scopul tuturor acestor eforturi de marketing, să convingă cât mai mulți oameni să bage bani lichizi în circulație, astfel încât alea 3 milioane de dolari să se transforme în 200 și în practică, nu doar într-o bază de date inventată pe internet. Schema poate să existe cât timp oamenii continuă să bage bani. Deci da, lumea cripto nu e o schemă piramidală, doar arată ca una, funcționează ca una și e perfect optimizată pentru a rula constelații întregi de scheme financiare frauduloase, dar în rest e altceva. Sunt rezervat în ton în acest discurs pentru că în lumea schemelor piramidale, granița dintre victimă și prădător e destul de neclară.
Schema funcționează în așa fel încât, în funcție de nivelul la care operează, participanții pot fi și victime și prădători în același timp. Dar fiți convinși că entitățile dinspre vârfurile piramidelor, alea pline de capital, știu exact ce fac. În toate aceste condiții discutate, NFT-urile care au făcut atâtea valuri anul trecut au apărut cu unicul scop de a convinge oameni noi și vechi să cumpere cripto, ca să cumpere NFT-uri, ca să alimenteze sistemul cu bani lichizi, care să poată fi apoi extrași de oameni care sunt milionari deja. NFT-urile contribuie și la iluzia de monedă de schimb, că în sfârșit pare că ai ce să cumperi cu cripto. Pare fiind cuvântul cheie aici. Repet, ca să cumperi NFT-uri, trebuie să cumperi cripto întâi. Marile platforme online, piețe de NFT-uri, se tot laudă în ultimele luni că acceptă bani fiat, bani reali drept plată, că poți să cumperi NFT-uri cu cardul, ceea ce insuflă un aer de validitate. Dar ăsta e limbaj vaporos. Ce vor să zică e că la momentul achiziției cumpără ei cripto automat pentru tine, ca să nu te obosești, și în acest proces iau 4% comision, pe lângă alt comision de 2,5% plus comisionul blockchain-ului, care sper să nu fie $3,300. Dar asta e ce e revoluționar la criptolume, că n-are intermediar și comisioane. În tot acest sistem, oamenii de rând pot să participe în eforturile de a primi și ei niște frimituri, pe care uneori le și primesc, în schimbul serviciului de a genera hype și a face mișcarea să pară cât mai largă și cât mai validă. Să pară că există o foarte mare cerere de așa ceva, astfel încât corporațiile mari, ca KFC sau Adidas, să intre și ele în joc și să valideze toată schema prin puterile lor considerabile de marketing. Isteria cu NFT-urile a început în martie 2021, când cineva a dat $69 de milioane pe un NFT cu un colaj digital al unui artist pe nume Beeple. Sau cel puțin așa au vuit toate platformele de știri. În realitate, colajul a fost cumpărat cu Ethereum, deci cu $69 de milioane teoretici, mai precis numiți $69 de milioane speranță că mai bagă cineva bani. Cumpărătorul s-a dovedit a fi un criptomiliardar din India care avea propria criptoplatformă pe care își rula propria criptoschemă cu propria criptomonedă numită B20. Scopul achiziției era marketing pentru acest B20. Complet întâmplător, Beeple, autorul colajului vândut, deținea deja 2% din volumul acestei criptomonede. Ha! La lansare, moneda B20 a fost vândută cu 36 de cenți bucata. După achiziția spectaculoasă de 69 de milioane de așa ziși dolari, B20 a crescut de la 36 de cenți la $23. Moment în care criptomiliardarul și Beeple au vândut și au absorbit noile lichidități inserate în circulație, după care moneda s-a prăbușit. Azi s-a întors la 25 de cenți. Această primă tranzacție care a pornit valul avea să seteze și modelul după care s-au întâmplat restul proiectelor. Construiești hype în baza a ce-o fi, oamenii cumpără, linia se duce în sus, vinzi tot, moneda se prăbușește și acum oamenii din cartier de pe aici de pe lângă mine au cu 500 de euro mai puțin și criptomiliardarul din India cu 500 de euro mai mult. Exact același lucru îl face și Elon Musk într-una de distracție cu tweet-urile lui cu Dogecoin sau cu Tesla care o să accepte Bitcoin, dar de fapt stai că nu. Ăsta fiind doar unul dintre motivele pentru care Elon Musk este o ființă detestabilă. În lumea reală, la bursă, aceste mișcări se numesc manipularea pieței de capital și sunt cât se poate de ilegale. Nu și în lumea liberă a cripto, unde poți să faci toate schemele clasice bine dezvoltate de manipulare a pieței, fără să existe nicio consecință pentru faptul că ai indus intenționat în eroare oamenii și le-ai luat banii. Problema lor. Nu și-au făcut research-ul. Realitatea este că nu ai ce research să-ți faci. Lumea cripto e un cazinou măsluit care în orice moment poate să se închidă cu banii tăi în el. Întrebarea nu e dacă se va întâmpla asta, ci când. Pentru că ăsta este scopul lui fundamental, să-ți absoarbă lichiditățile și să le dea în sus pe lanțul trofic al prădătorilor capitaliști. În timpul ăsta, oamenii se bat pe frimituri și pe norocul de a fi sărit din barcă înainte să se scufunde și numesc asta libertate. Ăsta este visul libertarian din spatele cripto, să creezi o întreagă cultură în care toți oamenii concurează în abilitatea de a-și da țeapă în mod direct și cine pierde e prost și o merită și nu are niciun drept de apel. Competiția e o iluzie în sine, pentru că entitățile care au deja cel mai mult capital câștigă automat, pentru că ele sunt cele care pot să manipuleze piața la scară largă. Este visul umed al turbocapitalismului, mai cu seamă că normalizează colapsurile financiare. Să se obișnuiască lumea cu ideea că din când în când, în funcție de niște specule la scară largă, o să dispară și banii lor. Ae, așa e viața, nu există alternative. Să revenim la NFT-uri și ce sunt ele. Una dintre inovațiile din blockchain-ul Ethereum e abilitatea de a crea blocuri de informație unice în sistem.
în mod normal, ce Bitcoin ai mai exact nu contează, așa cum nu contează nici ce bancnotă de 10 lei ai mai exact. Toate îndeplinesc același scop. NFT-urile, în schimb, reprezintă o bucată mică și unică din blockchain, o cutie mică în care există niște date. Ce le face unice și speciale e că ele au o serie unică generată de sistem și că nu pot fi divizate în cutii mai mici. Incredibil! În cutia NFT de pe blockchain poți să pui teoretic orice între un microprogram și un text care e un link la ceva. Majoritatea NFT-urilor sunt doar un link la o imagine de undeva de pe internet. Așa că ce cumperi de fapt atunci când cumperi un NFT e o bucățică foarte mică din blockchain în interiorul căreia cel mai adesea se află un link. Atât. Nu artă, nu imagini, nu nimic. Doar un link la o imagine de pe internet care ar putea să dispară în orice moment dacă cineva o dă jos de pe serverul pe care se află. Un NFT nu e un fișier, ci e doar o intrare din baza de date considerată unică pentru că are o anumită serie. Tu deții acea intrare unică din baza de date. Dar doar atât. Orice sugestie că ai deține altceva decât asta e strict marketing. Nu există nicio legătură legală între această intrare din baza de date și drepturile asupra unei imagini. Mult mai mult de atât, tu tehnic nu deții nici măcar textul care e link la o imagine sau orice altceva ar fi în cutiuța NFT, pentru că, din nou, nu deții informațiile dinăuntru, ci doar cutiuța în sine, intrarea din baza de date. Pentru a obscura această realitate, codul în baza căruia funcționează NFT-urile se numește smart contract și NFT-urile sunt vehiculate în stânga și în dreapta ca niște smart contracts. Deci nu numai că e contract, dar e contract șmecher, nu contract din ala legal, clasic, de proști. E contractul viitorului. În hype-ul creat, sute de mii de artiști au încercat și ei marea cu degetul, mânați de impresia că există subit o piață largă de oameni care vor să cumpere artă digitală. Foarte marea majoritate a acestor artiști care au intrat cu bună credință în sistem au pierdut bani, pentru că există un cost plătit în cripto pentru a crea un NFT în blockchain. Lichiditățile se atrag în piață atât la vânzare cât și la generare, motiv pentru care e în egală măsură important să convingi cât mai mulți oameni să-și genereze NFT-uri cu proiectele lor. Puținii artiști care au făcut bani erau cel mai adesea deja în mijlocul unei rețele de speculă financiară, ca Beeple. Restul au cumpărat cripto ca să genereze NFT-uri degeaba. Mulți speculatori au luat imaginile unor artiști și au făcut ei NFT-uri din ele și le-au vândut, chiar dacă nu erau autorii, pentru că nu te împiedică absolut nimic să faci asta. Când critici NFT-urile, apare mereu argumentul că da, dar există și proiecte care sunt valide și ok. Dar peisajul e atât de dramatic dominat de țepe încât să menționezi că există și proiecte ok funcționează mai mult ca marketing decât orice altceva, că alimentează gândul că sigur ăsta în care bag eu e unul dintre proiectele alea ok și valide despre care am auzit atâtea lucruri. Măsura în care pot exista asemenea proiecte e dacă ele nu apar pe radar și nu atrag atenția. Dacă devin vreodată vizibile, atunci devin ținta speculei financiare. Deși, oricum, nu contează, pentru că odată ce folosești NFT-uri, devii automat o rotiță în criptomașinăria de marketing și îi servești scopurile. Orice ar fi proiectul tău, dacă îl oferi prin NFT, odată cumperi tu cripto ca să-l generezi și apoi obligi mai departe alți oameni să cumpere cripto ca să-l ia de la tine, ceea ce înseamnă că scopul sistemului este atins. Noi lichidități sunt introduse în el. Odată consumată iluzia că NFT-urile reprezintă viitorul pieței digitale de artă, terenul de joacă a tot migrat. Cum tehnic poți să pui orice în cutiuța numită NFT, s-au tot căutat și găsit noi arene în care poți să creezi hype pentru o tehnologie care în esență nu face absolut nimic nou, nimic din ce nu era posibil deja. Așa că au apărut jocuri pe bază de NFT, muzică, abonamente, skin-uri de jocuri și tot felul de alte lucruri care puteau fi tranzacționate până acum și fără să interacționezi cu o piață volatilă dominată de speculatori financiari. Visul final al criptouniversului se numește Web3, un nou internet care să funcționeze pe bază de NFT-uri, unul în care orice acțiune pe care o întreprinzi să presupună o formă de tranzacție cu comisioanele aferente. Ideile din spatele acestui Web3 reprezintă cea mai de coșmar variantă de capitalism despre care am auzit vreodată. Dar forțele care îl promovează devin din ce în ce mai puternice, finanțate involuntar de prădătorii insuficient de prădători care au pierdut la casino. De la începutul lui 2021 până în martie 2022, în 15 luni, s-au cheltuit $26 de milioane pe lobby-ul cripto din America.
mai mult decât a cheltuit complexul militar-industrial, mai mult decât Big Tech, Amazon și Google și prietenii. Acest lobby înseamnă tentativa de a cumpăra politicieni care să mențină piața cripto deregularizată și să promoveze schemele de marketing aferente. În 2020, criptolobby-ul fusese în valoare de doar $500.000, deci e o industrie în plină creștere. Capitaliștii aventurieri băgați adânc în cripto sunt cei care n-au reușit să prindă primul rând din tehnorevoluție și supărați că nu sunt ei Bezos sau Zuckerberg. Proiectul Ethereum a fost dezvoltat în baza unei burse de $100.000 oferite de Peter Thiel. Poate ați mai auzit de dânsul. E un miliardar, cofondatorul PayPal, prim investitor în Facebook, unul dintre cei mai mari donatori din campania lui Donald Trump. Frații Winklevoss, care s-au judecat cu Mark Zuckerberg pe tema cine a inventat Facebook, au investit $11 milioane în Bitcoin în 2013 și în următorii ani și-au făcut una dintre cele mai mari platforme de criptoschimb, unde încasează comisioane de la oamenii liberi și independenți care participă la revoluție. Jordan Belfort, protagonistul din Wolf of Wall Street, condamnat la închisoare pentru tot felul de fraude, zicea în 2018 că lumea cripto e evident o schemă piramidală, că e o combinație ieftină și că putem să-l credem că el ar ști lucrurile astea. Între timp, s-a răzgândit și a dat seama că, stai, e o mega combinație, de ce nu sunt eu în ea? Astfel încât azi se marketează ca un crypto guru și ține workshop-uri despre cum să te crypto îmbogățești. Unele dintre cele mai mari companii deținătoare de cripto sunt exact aceleași companii care au creat colapsul economic din 2008. Descentralizarea mult promisă e și ea doar un slogan cât se poate de subțire. Pe lângă natura blockchain-ului care asigură faptul că cine are cel mai mult capital o să producă cel mai mult capital, ecosistemul s-a umplut de tot felul de intermediari esențiali care sunt niște puncte cât se poate decentralizate, cum ar fi platformele de criptoschimb și cele de portofele digitale, care au o sumedenie de subcompanii și sunt doar la un pas de a deveni corporații în toată regula. Criptorevoluția înseamnă doar mutarea de pe piața tradițională, în care mai există legi și protecții ale consumatorului, pe piața cripto, unde toate combinațiile sunt din nou cât se poate de posibile. Și ele sunt făcute de aceiași oameni care au construit criza din 2008. Libertatea promisă de lumea cripto nu vine ca eliberarea de sub structurile capitalismului global, ci eliberarea de sub orice protecții și mecanisme de verificare oferite de guvern. În propoziție, e vorba despre libertatea lor, nu a ta. E aceeași poezie veche și obosită vehiculată în filozofiile neoliberale. Sub sloganul de libertate individuală, vând de fapt libertatea corporațiilor de a face orice vor, fără nicio repercusiune. Scopul libertarienilor miliardari e să te convingă că guvernul, ăla care ar trebui să reprezinte oamenii, e oricum mult prea corupt și umflat și n-ai cum să te bazezi pe el. Drept urmare, ar trebui eliminat. Părere nepopulară, dar poate munca ar trebui să fie în direcția optimizării instituției care ar trebui să reprezinte oamenii, nu renunțarea la ea, astfel încât să existăm strict la mila corporațiilor. O nebunie, știu. În orice caz, visul creatorului Ethereum de a face din fiecare om propriul agent pe Wall Street e un fel de glumă morbidă. În acest proces, nu capeți tu acces la Wall Street, capătă el acces direct la tine, în caz că n-avea deja. În cel mai bun caz, ești recrutat ca unul dintre speculatorii financiari pe care chipurile îi urai, că de-aia ai intrat în cripto, nu? Sau problema era că prea sunt ei speculatori financiari care distrug lumea și nu suntem noi destul? Orice, dar orice ban scos din cripto, oricât de mic, pe care îl faci tu, vine de la alt om care l-a pierdut. Orice formă de profit e de pe spinarea altui individ. Profitul tău e țeapa altcuiva. Lumea cripto e o arenă de canibalizare reciprocă. Scopul acestei revoluții e să normalizeze specula financiară, nu să o elimine. Dacă toată lumea face asta, dacă fiecare individ e într-o cursă de cum să ia banii mai bine altui individ, atunci parcă cam greu să te superi când o fac peștii ăia mari, nu? Că doar o faci și tu. Bine ai venit în clubul exploatatorilor în care ești exploatat, dar e ok pentru că exploatezi și tu la rândul tău. Noțiunea inițială de la care a pornit Bitcoin, că poți să creezi un sistem paralel de bani independent și imun la structurile capitaliste deja existente, e, în cel mai bun caz, naivă, în cel mai rău caz, o sumedenie de cuvinte pe care nu pot să le spun chiar acum. Mi-e neclar dacă criptomajoretele tehnofetișiste din spatele mișcării emană aceste visuri din naivitate sau din rea intenție. E, în orice caz, irelevant. Rezultatul e același. Oamenii teoretizau încă de la sfârșitul anilor 90 că un aspect sinistru al capitalismului global e că nu mai există un exterior, nu mai există un spațiu în care să fii în afara lui.
Structurile capitalismului sunt atât de feroce în a coloniza toate dimensiunile existente ale vieții, încât nu mai există niciun spațiu în care să poți scăpa de ele, nici măcar la tine în cap. În aceste condiții, noțiunea că ai putea crea orice, dar rămite un sistem financiar paralel în care să nu-ți apară aceleași entități în ecuație, e un fel de glumă tristă. O variantă a acestei povești s-a întâmplat deja acum vreo 20 de ani. Compania Google a fost fondată de Sergey Brin și Larry Page în 1998 cu scopul de a indexa informațiile de pe internet. Visul lor nobil era de a face toate cunoștințele lumii accesibile oricărui utilizator de internet și, după toate aparențele, credeau în el sincer. În acest scop au început să-și caute investitori și i-au găsit. În perioada asta se întâmpla Bula.com, în care Wall Street-ul investea cu sete în companiile internetice din Silicon Valley în speranța că nimeresc calul câștigător. Când Bula a făcut poc, în 2000, Google a supraviețuit, dar cu un preț. Investitorii l-au spus să termine cu visurile. Dacă vor să continue să existe, ar face bine să găsească un mod imediat de a le produce profit. După o perioadă de panică, Sergey Brin și colegii realizează că atunci când cineva caută ceva pe Google, lasă niște urme, date despre unde au fost și unde se duc. Până în acel punct, urmele respective erau folosite pentru optimizarea sistemului de căutare. Dar, presați de puterea banului, inginerii de la Google realizează că pot să folosească aceste urme nu pentru indexarea mai bună a informațiilor, ci pentru indexarea oamenilor. Situația e inversată. Nu capătă oamenii acces la sistem, capătă sistemul acces la ei. Ca să-și satisfacă investitorii, Google a început să creeze profiluri ale utilizatorilor pe care le vindeau companiilor de marketing ca să-și facă reclamele cât mai eficiente posibil. Așa că ăsta a devenit noul scop Google, pentru că de asta depindea supraviețuirea lor, din asta făceau bani. Așa a pornit lumea asta în care ne aflăm azi, în care bazele de date cu comportamentele și preferințele oamenilor sunt printre cele mai prețioase informații de avut și toate corporațiile se bat pe ele. Asta e noua formă de putere, pentru că în baza lor poți să sufli la ureche fiecărui individ de pe internet, poți să-i dai senzația că internetul îl cunoaște și anticipă dorințele, fie ele dorințe de noi Adidas sau dorințe de naționalism extremist. Așa că nu poți să faci niciun sistem care să aibă un număr mare de utilizatori și să nu se supună forțelor gravitaționale ale structurilor capitaliste deja existente. E o parte mare din problemă, care tot e discutată în păturile academice în ultimii 20 de ani. Dar oamenii care critică capitalismul sunt niște comuniști care urăsc viața, așa că n-ar trebui să plecăm urechea la ei. Mai bine băgăm bani în cripto, că până la urmă, vorba aia, și dolarii și euro sunt tot o ficțiune. Deci ce contează că criptomonedele sunt inventate? Lumea cripto e formată la intersecția de vis dintre două domenii cât se poate de obscure în mecanismele lor, domeniul IT și domeniul finanțelor. Între ele două ai spațiu cât cuprinde să învârți oamenii de cap și să le dai senzația că înțeleg mult mai mult decât o fac de fapt. Există sute de ani de filozofie care teoretizează ce sunt banii mai exact și ce anume le dă valoare. Și aceste sute de ani, în mod cert, nu pot fi rezumate prin și dolarii sunt o ficțiune. Dar sloganul e foarte eficient în a elimina rapid îngrijorări justificate vis-a-vis de faptul că criptomonedele nu sunt fundamentate pe nimic. Sistemul global financiar e un coșmar, perfect adevărat, dar lumea cripto nu face decât să ia cele mai rele aspecte ale acestui sistem și să le intensifice. Doar faptul că e un sistem nou nu înseamnă sub nicio formă că e automat mai bun. Aici intervine scopul mirajului blockchain, să facă să pară că acest ingredient magic cumva, cum necum, rezolvă problemele sistemului bancar, deși el e doar un alt mod de a organiza o bază de date. Dacă dolarii sunt o ficțiune, atunci lumea cripto e o ficțiune la pătrat. Un împrumut luat pe un alt împrumut, un pariu pe un pariu pe alt pariu care pariază pe un pariu luat pe împrumut. Nu cred că persoanele care participă în acest spațiu nu-și dau seama că asta e situația, dar au nevoie de unelte cu care să-și calmeze anxietatea de a participa la un asemenea sistem, unelte precum și dolarii sunt o ficțiune oricum. Problema fundamentală în toată această ecuație e că oamenii sunt atât de dispuși să bage la pariuri și sunt atât de dispuși să bage pentru că toate celelalte sisteme din jurul lor se topesc în timp real și îi abandonează, așa că poate măcar în cazinou mai ai o șansă. Caritas a fost o schemă piramidală derulată în România între 1992 și 1994, care s-a închis cu 450 de milioane de dolari în ea. Schema părea și într-o mare măsură era girată de autorități, pentru că sediul la care veneau și își depuneau oamenii banii era în clădirea prefecturii Cluj.
Caritas promitea că oricine depune azi bani, în 3 luni primește înapoi de 8 ori mai mult. Depui azi 1 milion și peste 3 luni primești 8 milioane înapoi. Toată ideea era că există un ceva în spate, o magie, un mecanism dificil de înțeles, care face toată această transformare posibilă și validă. În toamna lui 1993, șeful Băncii Naționale estima că o treime din lichiditățile țării sunt băgate în Caritas. În primele 9 luni din 1993 au fost depuse 1000 de miliarde de lei, în condițiile în care bugetul României era de 2000 de miliarde. CFR-ul a trebuit să adauge vagoane la trenurile care mergeau spre Cluj, pentru că nu mai încăpeau toți oamenii disperați să meargă să-și depună banii la Caritas. Ruta Craiova-Cluj se numea Trenul Speranței. Un miner din Valea Jiului declara într-un reportaj TVR din 1993: acum nu mai auzi pe nimeni vorbind de guvern, de nimic. Vorbește toată lumea ca să meargă Caritasul, să ne scoate din sărăcie. Dacă guvernul nu e în stare, să evit alt guvern care are grijă de noi. Poate așa arată motivul pentru care intră oamenii în Caritas. Nu pentru că sunt proști, ci pentru că sistemele din jur care promitau libertate și prosperitate ajung să ofere doar libertatea de a fi sărac lipit. În lipsa oricărei oportunități de a ieși din capcana sărăciei, să zici că oamenii apelează la scheme din astea doar pentru că sunt proști, e o nesimțire colosală. Caritasul nu s-a întâmplat într-un vid, ci într-o țară în prag de faliment, în care FSN-ul și securitatea erau mult prea ocupate cu devalizarea țării și nu prea mai aveau timp de oameni. Există un motiv pentru care aceste scheme piramidale și jocuri de noroc sunt foarte populare prin țările și comunitățile sărace. Pentru că ele oferă speranță acolo unde nu pare că mai există nicio altă variantă. Comunitățile astea sărace sunt cel mai adesea și cele mai needucate. Cine ar fi trebuit să se ocupe de educația acestor oameni? Cine ar fi trebuit să se asigure că nu se ajunge la un asemenea grad de dezolare încât cazinoul să pară cea mai bună opțiune? Că din câte pot să-mi dau eu seama, sistemul nostru actual sabotează activ educația, ține intenționat oamenii în sărăcie și după aia face mișto de ei că-s așa proști încât își asumă riscuri nerezonabile în speranța unei vieți mai bune. E numai vina lor. Își iau țeapă pentru că merită. Asta merită ei. Crypto oferă cea mai sintetizată formă a basmului cu cerșetorul care devine prinț, visul american, varianta turbo. Poate cea mai obsesiv repetată mantră în tot acest sistem, până la un nivel terorizant, e: ai fi putut fi tu ăla! Ai fi putut fi tu ăla care a cumpărat Bitcoin la 300 de dolari și acum are 3 milioane. Timpul nu e pierdut. Cumpără acum criptomoneda asta care sigur o să explodeze și o să te facă bogat peste noapte. Cumpără poza asta cu o maimuță și viața ta o să se rezolve. Cu toate oportunitățile astea infinite la vârful degetelor tale, dacă nu te îmbogățești, e doar vina ta. La nivelul de existență din România, și o sumă mică pe care o bagi în cripto e suficientă cât să te țină pe jar. Nu sunt foarte mulți oameni care chiar pot să bage 2000 de euro în cripto și să uite de ei complet, să nu le pese, așa cum scrie în manualul vrăjelii. Cel mai probabil o să-ți monitorizezi așa zisa investiție. Doar că în procesul ăsta de monitorizare se instalează în tine, pe nevăzute, o cât se poate de reală dependență de jocuri de noroc. De fiecare dată când dai refresh, primești o doză de dopamină în creier, indiferent dacă lucrurile merg bine sau rău. Dopamina marchează doar faptul că se întâmplă ceva palpitant și important. Și e în mod cert foarte palpitant să vezi, cu fiecare refresh, dacă economiile tale s-au micșorat sau au crescut, mai cu seamă că situația se poate schimba dramatic de la oră la oră. În ultimii 20 de ani, dependența de jocuri de noroc s-a studiat intens. În mod foarte interesant, aceste studii arată că dependența de jocuri de noroc se fundamentează poate cel mai intens în creier în momentele de near miss, adică atunci când erai foarte aproape să câștigi și totuși ai pierdut. Pentru că e un cocktail potent de senzații de câștig și pierdere în același timp, atunci când erai foarte aproape să sari în barcă sau din barcă la momentul corect și totuși ți-ai pierdut banii. Aceste momente de aproape câștig sunt poate cele mai puternice în a-ți motiva creierul să mai bage odată, să mai dai odată la manivelă, că a fost prea aproape, n-are cum să nu vină data viitoare. Dacă ți-a trecut câștigul pe la ureche, următoarea bulă sau următoarea criptomonedă sigur trebuie să fie cu noroc, că n-ai cum să ai atâta ghinion. Aceleași studii arată că cu cât există mai multe microtransacții și momente de incertitudine, cu atât dependența se formează mai repede și mai intens. Așa că portofelul tău digital e cazinoul mereu la îndemână, cazinoul din buzunar, în care fiecare refresh e o învârtire de ruletă. După suficient de multe refreshuri, că vrei, că nu vrei, creierul tău dezvoltă o dependență de aceste momente palpitante și începe să le caute. Deci da,
Marea revoluție cripto înseamnă democratizarea speculei financiare care a dus la colapsul din 2008. Acum, ea nu se mai întâmplă în bănci ale căror nume nu le-ai auzit niciodată, ci la tine în buzunar, la tine în cap. Soluția oferită oamenilor care simt că li se îngustează orizonturile este să intre într-un casino măsluit în care aceleași entități vechi controlează direct când și cum le iau banii. În căutarea visului îmbogățirii rapide care să permită o evadare din sistemul opresiv al capitalismului global, oamenii devin dependenți de jocul de noroc prin care alimentează structurile de care încercau să fugă. Devin dependenți fizic, în esență, de a le da bani bogaților. Dintre toate schemele piramidale din lume, nu cred că a existat vreodată una atât de ambițioasă, atât de performantă și atât de incredibil de dezgustătoare. Și ne oprim aici. Eu voiam să fac un clip despre cripto de acum 2 ani, doar că nu am reușit să găsesc surse care să pară de încredere. Cărțile existente pe care le-am frunzărit atunci ori păreau să regurgiteze confuz cryptomarketing fără să-și dea seama că fac asta, ori erau pur și simplu marketing. În ultimii ani însă au apărut voci cu expertiză în IT care dezbracă tehnologia blockchain de aura ei revoluționară și explică clar realitatea mecanismelor software prin care se face toată această speculă financiară. Că realitatea mecanismelor financiare și cum sunt ele piramidale era clară de ceva timp, doar că exista acest mister al blockchain-ului care cumva, prin magia viitorului, făcea astfel încât lucrurile astea să nu fie scheme piramidale, ci complet altceva, doar nu înțelegeam noi tehnologia. Odată devoalată și tehnologia, schema devine cât se poate de clară. În baza acestor noi resurse, acum câteva luni a apărut pe YouTube fix ce căutam acum 2 ani, respectiv o sinteză jurnalistic responsabilă a peisajului. Clipul de față a fost inspirat direct de Dan Olson, de la Folding Ideas, care a făcut un clip de 2 ore și 20, în care intră în mult mai multe detalii tehnice decât am făcut-o eu aici. Intră mai ales adânc în NFT-uri și în cultura cripto, la un nivel imposibil de reprodus de mine. Cantitatea de muncă depusă de el în acest scop mi s-a părut incredibilă și complet inspirațională. Așa că am văzut clipul, i-am citit sursele și apoi am continuat cu propria cercetare. Las link-uri la surse și recomandări, plus o variantă e-book a clipului lui Dan Olson pentru că s-ar putea să fie mai ușor de urmărit în scris nivelul la care operează el. Dacă vreți să aveți imaginea și mai completă, și mai cu subiect și predicat, cred că materialul lui e cea mai bună resursă comprimată despre cripto care există acum pe internet. Cam atât. Mulțumesc pentru sprijinul acordat pe Patreon, vă urez tuturor să stați cât mai departe de cripto.